Yo, yo, yo și bine v-am găsit la episodul următor din cariera cu Steaua. Ne-am calificat în grupele Champions League. Astăzi jucăm împotriva lui Tottenham Hotspurs. Mare meci avem acasă pe Arena Națională. Avem și cu Rapidul și cu Faru între timp. Vom băga rezervele acum cu Rapidul pentru că n-are sens să jucăm cu cei mai buni, să-i obosim pe că vine meciul cu Tottenham, unde trebuie să dăm totul, să câștigăm. Hai să ridicăm moralul un pic aici împotriva celor de la Rapid. Vom să vedem. Hai, hai, hai. Bun, gătăm conferința de presă și hai să mergem kick-off și jucăm cu a doua formație, dar intră Popescu, nu știu ce cu a doua asta formație, că nici nu-i prea bine pusă. Jucăm cu Ghil, fundaș central, Popescu, Stanciu, Olaru. Asta trebuie să fie aici pe bancă. A, și stai să băgăm pe White în poartă. Bun. Și o să dăm un quick sync cu Rapidul. Bă, dacă câștigăm cu echipa asta împotriva la... Bă, am câștigat! Teixeira Junior și Andrade ne aduc victoria împotriva celor de la Rapid. Mă mir că am câștigat cu echipa asta, că e echipa a doua. Adică Olaru și Stanciu la mijloc, dar în rest este echipa a doua. Bunii, vedem aici ce avem. Hey, boss! Bun, meciul cu Tottenham e istorie pe Arena Națională. Cred că e prima dată când joacă Steaua cu Tottenham. Thank you Sau for your bine, de când patience. știu We'll eu. start taking questions now. Băgăm conferința de presă. Da. Trebuie să se teamă Tottenham-ul de noi, pentru că Steaua este aici să treacă din această grupă. Nu mai avem răbdare, trebuie să câștigăm. Zice Regecamp și... Nu contează că suntem obosiți, că noi o să câștigăm. That's all we have time for now. Să vedem echipa lui Tottenham, Vicario în poartă, Pedro Porro, Romero, Lenormand, Estupinian, Ugarte, Xaver, Schlager, teoretic, Vitinha, Kulusevski, Griezmann și Solomon. No, are echipă, nu avem ce zice. Au echipă, la noi Mașovici are roșu, mama, nu, acum îmi dau seama. Va juca în Ghezan, așa obosit cum e, nu-i problemă. Și pe bancă să intre Popescu și cam atâta, restul nu n-are sens. Bun, și hai să dăm play match pe Arena Națională cu Tottenham. Începe Steaua Tottenham pe arenă. Bucureștiul e plin, stadionul e plin, ca de obicei când joacă Steaua, coreografie cu Florinel și coreografie pe tot stadionul. Trebuie să câștigăm acest meci pentru suporteri și pentru a ne califica din grupe. Superbă coreografia cu Coman. The Champions. Se aude din nou în Champions League pe arenă. Și lovitoare de start au ei, Griezmann și Schlager. Trece Kulusevski, suedezul. Nu a fost offside, n-a fost offside, se pare că... Și Griezmann, wow, dă pe lângă. Primul șut aparține celor din Londra. Andres Dumitrescu blochează, nu! Hai mă un pic, apărarea noastră marchează Tottenham, minutul 30. 25, pardon. Nu știu ce am văzut. Prin Schlager, acolo aproape era să blocăm prin Andres. Și Schlager înscrie. Nicio problemă. Înghezana! Oh! Griezmann gol. Înghezana negroapă cu pasa asta. Ce a fost asta? Spurs are 2-0 și nu e bine ce se întâmplă. Nu știu dacă avem putere acum să revenim. Oh, încă o pasă greșită a lui Cuelar. Pantea. Hai că ieșim frumos. Cuelar, Ayase, Darius. Care îl vede pe Tavi aici în bandă. Se duce Tavi. O centrează Tavi. Ayase, ce lovitură de cap bună. Primul și primul nostru șut vine. Poate un pic cam târziu, dar nu-i nimica.
Octavian Popescu în care Otavi la Stanciu, o apără Vicario. Un pic mai tare dacă dădeam. Bine Înghezana. Coman e liber. Coman, faza lui clasică, înaintează în bandă Coman. Coman nu a reușit. N-a reușit să treacă de Vicario mingea. Au. Și scapă Tottenham. Estupinian cu o viteză mare. No! Oh, marchează Tottenham, Pedro Porro. Și da, e cam gata, pierde meciul ăsta. Îl vom simula, nu mai are rost să stăm la el. Chiar aveam speranțe că vom putea face ceva, dar din păcate n-am reușit. 4-1 ne dă Tottenhamul. Nu am fost departe, dar oricum mult mai bine față de anul trecut am jucat. Iar Blair suspendat, o Pante suspendat. Ce mă bucur. Ok, asta este, noi pierdem primul meci din Champions League din grupă, dar nu este o tragedie pentru că o să mai vină. În campionat suntem pe locul 1, meciul cu Faru. Jucăm cu echipa acolo combinată și principală și mai și neprincipală, să zic așa. Dăm quick sim. Facem egal, doar marchează dolarul pentru noi. Asta este. Ne egalează iară CFR-ul, vine cupa care iară este un trofeu important, nu putem pierde aici. Quicksim cu voluntari în cupă, 4-0, așa mă, i-am dat-o ca lumea. Două, Tavi, Andrade și Al-Hassan marchează. Bun, e bine, Rapidul trece de CFR la penaltiuri. Avem noi meci cu CFR în campionat, acum meci greu să zic așa, avem oferte pentru Fuentes. Pe care dacă nu este doar loan simplu, nu îl vom vinde. Iaf Squad Monthly Report. De înghil ăsta. 16 ani. Nu știu ce să zic de el. Merg și apoi cu Dinamo Kiev. De-aia vom... Iaf Scout Rapport Report. Ia. Îi băiatul ăsta. Și ăsta poți să zici mai un ECE de 89. Al Sahmaradini ăla. Ok, vine și Aiden White is now at top fitness. Așa, pentru friendly-uri nu ne interesează atunci. Bun. Eu zic că putem da pe Yaf Academy, suntem pe băieții ăștia. Ce zic? Are Al Zubaidi ăsta la 15 ani, 56. Vezi că e top băiatul, cred că. Îmi place. Meci cu CFR, jucăm cu rezervele, facem iar conferință de presă. Simulăm acum cu CFR-ul, poate câștigăm, câștigăm Fuentes, marchează. Cine aduce victoria, aia zic, bun de tot. Ne distanțăm și în campionat de CFR și acum vine testul suprem cu Dinamo Kiev în Champions League, în conferință de presă. Ok, aveam o mică problemă, va trebui să jucăm cu Gil, pentru că Pante a luat roșu acum, mi-am dat seama și ăsta, Andrade nu este în formă. Intră Fuentes pe bancă, nu e nicio problemă. Asta este, jucăm cu Ghila, am încredere în el. În rest, echipa rămâne aceeași, n-am ce să schimb la ea. Play match. Începe meciul. Ok, Dinamo Kiev e periculoasă încă din startul meciului. Yarmolenko, Suriafia, gol. Nu știu Târnovanu ce face, mi se pare că iar a intrat într-o pasă de-aia proastă. Bine, Mașoviș, ce tackling în prima fază. Iar băiatul ăsta, Târnovanu, bravo, așa mă. Aveam nevoie de save-ul ăsta aici ca să declanșăm contra-atacul. Coman pasă la Tavi, Stanciu, Iodelu, Iolaru, Coman, Andres, Dumitrescu, intră în careu. N-are viteză destulă.
Oi, 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 oi. Hai, Târnovanu. Schimbăm, ne schimbăm un pic, să jucăm pe ultra-atac, altfel nu avem nicio șansă și jucăm un 4-4-2 flat. Coman urcă în atac, altfel suntem morți. Bă, nu știu cum te rămâne mingea ăsta. Na, penalti. Doamne și ferește, ce se întâmplă că îmi vine să înnebunesc dacă marchează Dinamo Kiev și de aici e problemă. Iar Molenko față în față cu Târnovanu, apără! Apără Târnovanu, asta am vrut. No. Doamne, mai era să fie un gol Târnovanu. Astea la colțul scurt, nu înțeleg cum le iei. Offside. Nu e offside, 3-0. 3-0 și cu Dinamo Kiev la pauză nu e un rezultat deloc bun. Cu ăștia nu mă așteptam. Am jucat mai bine cu Tottenham, zici că... Hai, Coman, dă-i-o. Bă, dar nu putem în atac. Deci noi în atac stăm prost, părerea mea. N-avem un jucător în atac să facă diferența. Mai încercăm, mai încercăm încă 15 minute. Dacă nu ne iese, vom simula pentru că n-are sens să pierdem timpul în meciurile astea. Uite, acum trebuie recuperată mingea asta. Dar părerea mea ne mai trebuie cineva în atac. Între măcar Ghil ăsta să mori, de n-a jucat exemplar. Uite l-ai. Stanciu. Pasă bună la Ayase. Dă-i tu Ayase, marchează Ayase. Hai că poate ne revenim 3-1. Superb. Ăsta da, atac, așa. Scapă Ayase iară. E la noi. Ayase. Tavi Popescu. Bună pasă la Olaru Bușcan. Începem bine repriza asta, așa cum trebuie. Coman bate. Ayase. Of. Apără iară Bușcan. Tot Ayase dă. Coelar recuperează bine. Hai mă că suntem pe repriza asta. Tavi, Coman. Ayase, nu! Nu trebuia ratată faza asta. Of. Hai Tavi că o prinzi. Olaru. Bună pasa, Coman. Ayase, nu rata. Nu rata, Ayase, 3-2. Merge ca un echipa acum, repriza a doua. Reghe cam știe ce să le spună în vestiar la pauză. Și ne apropiem la un singur gol. Supriaha. Bine, Târnovanu. Supriaha. Hai, Ghil, nu lăsa. Bravo. Ultimul nostru atac. Cuelar. Nu așa, mă, Cuelar, mă, nu așa. Scapă. Bine, Zesigăr, Târnovanu, dă-o în față. 2 minute. Noi dăm cu capul, bravo. Coman, hai, mă. E gata. A fost aproape să nu pierdem cu Dinamo Kiev 3-2. Însă prima repriză a fost dezastroasă. Meșcoțelu. Facem câteva schimbări, intră White, intră în Ghezana. Popescu. Musi și Teixeira. Fuentes. Și Alha. San, simt că o țiu, trebuie să câștigăm 2-1, Teixeira și Musi marchează. Bine-s. Ok, friendly cu Marocu nu ne interesează. Avem aici un player on international, toți de la România și Al-Hassan la Ghana. Ok, o să simulăm din calendar chestiile astea pentru că nu ne pasă. Batem 2-0 Marocu, ești nebun.
Dăm performance la băieți. Balanced, balanced. Balanced, balanced. Opa. Nu am pot să ajung la coelar, se spune. Bă, cum ajung la asta? E bun, eu. Bă, n-am pot să ajung la coelar, n-a, dă-i pace. Balanced, 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 balanced. Bun, meciul cu voluntar, dar s-a salvat asta, mă, training plan-ul. Hai că s-a salvat, e bine. Din ce mai zic știrile de că DFCSB World Quality Performance, Killman, Morocco Winners Against Rivals, Club News. Ia, September, ia, Player of the Month Shortlist, n-a fost niciunul de la noi. Bun, iară meci cu voluntar, de data asta în campionat, iar băgăm, nu mai dăm nicio conferință de presă, băgăm rezervele, simulăm și ne bate voluntariul, 4-2. Babacar face hat-trick. Mamă, n-am crezut că ne luăm de la voluntari. Asta este, moralul nostru este un pic jos, suntem pe ultimul loc în grupă. Dar putem bate Leverkusen, nu putem. Darwin Nunez 1-0 Leverkusen. Na, din câte am văzut, Leverkusen nu are o echipă incredibilă. Deci, nici nu cred că ne putem, adică sigur nu ne putem compara cu a ei. Din păcate, trebuie să jucăm cât mai sus. Să jucăm agresiv. Nu este fault ăsta la Coman, ok. Colomwani Nunez prin Pong Chaka. Cine știe cine mai este pe aici, dar e Coman care îl întrece pe băiatul ăsta. Îl trece Coman. Scoate, nu scoate, Schlotterberg, ia el mingea. Ah, păcat de cursă. Olaru rămâne, nu mai rămâne. Grimaldo, da, este o echipă, hai de mine, astronomică. Ce oameni, uitați aici. Mamă, bă, dar ce echipă au ăștia. Davi la Ayase pentru Coman. Înapoi la Tavi. Hai mă, șutează mai repede un pic, Tavi. Nunez, 2-0. Oh, n-avem, nu, cred că nici anul ăsta nu reușim să ieșim din grupe. Bă, măcar uneori Europa League dacă am reușit, dar nu, mi se pare imposibil aproape. Dar avem aici o șansă prin Tavi. Tavi! Oh, dă! Înscrie Tavi 2-1, hai că am revenit repede cu golul ăsta, n-am crezut că o dă de acolo. Vine Olaru. Nu, pierde mingea cu Elar. Colomwani, așa. Penalti. Nu, mă, nu. Andres face penalti. Târnovanu, dacă l-apără și pe ăsta, n-am mai am ce să-i facă. Nicio problemă, vin schimb și schimbările noastre. Nu, unde-i? Vom juca 4-2-4, totul pe atac. Nu mai avem ce pierde. Oh, Musi. Musi, frumos, frumoasă fază, scoate Valeș. Și aia se putea, dacă ajungea mingea la el, să dea cu capul, dar n-a ajuns. Musi, Musi, hai că ai viteză măcar. Musi, o dă lui Coman de la acesta, la aia se slab, na, deci cu șuturi de-astea. Pierdem 3-1 și cu Leverkusen. Ăsta a fost episodul unde episod 3 pierdem toate meciurile din Champions League. Eu am fost Ice Bean, David, dați de like și subscribe. Pa, pa!